luna. Sper că fiecare și-a găsit un loc în cel din urmă, pentru că chiar mai sunt câteva locuri libere. Da. O să încep cu numele meu, Iulian Iuga, sunt Managing Director Accesa. Astăzi ne face mare plăcere și suntem onorați că suntem gata de evenimentului de lansare numărul 13, uite că nu știu la care este numărul. Nu vreau să vă rețin, sigur că următoarele prezentări care vin după scurta introducerea mea sunt mult mai interesante. Vă mulțumim că ați venit, vă mulțumim că participați. Mulțumim lui Ovidiu pentru șansa care ne-a oferit-o să organizăm noi astăzi lansarea acestui număr și vă doresc vizionare plăcută în continuare și vă așteptăm peste o oră sus la mici snack-uri și sticlele de vin le-am deschis, am văzut că nimeni nu o să servise. Eu cel puțin merg să-mi pun un pahar acum, pe simplu. Spor. Mulțumim pentru găzduirea evenimentului, Iulian, și Accesa. Haideți să trecem un pic de revistă ce vom povesti astăzi. Vom începe cu Dan Suciu, ne va povesti despre product mindset, despre subiectul de serving mindset, o chestie foarte interesantă pe care o puteți vedea în articolul său. După care Otilo ne va povesti despre interviuri și informațiile primite de la Peter Lorry. El este un consultant de Java foarte activ pe Stack Overflow, parte pe locul 3 și are și un blog Vanilla Java. Și a fost recent în Cluj, consultant cu o companie locală. După care vom încerca să intrăm online cu Florian Ivan pe Skype. Iar la final, Diana ne va invita la un eveniment ce va avea loc luna aceasta, tot la sediul acesta. Iar după pauză vom avea o prezentare a lui Dan și Daniel Nescu și Cristina Nicule despre comunitatea de HR din Cluj, un proiect pe care ei practic încearcă să definească niște best practice-uri pe partea de HR pentru companiile de IT. Și ne bucurăm să putem publica acest studiu în revistă. Iar dacă avem noroc, poate vă povestim un pic și despre Spring Europe. Zic, dacă avem noroc, filmulețele pe YouTube că e în procesare, deci să vedem. Iar la final, Antonia Onaca ne va povesti despre frești de portocale. În principiu, numărul acesta are un pic de iz de vară și lumea mai relaxată și probabil că nu o să fie acea rigurozitate tehnică care v-am obișnuit de obicei, dar sper să vă placă. Mulțumesc!